Oamenii legii din Reghin au în atenție un bărbat din Solovăstru, împotriva căruia au găsit dovezi că ar fi autorul la 7 furturi din locuințe. Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Mureș, la data de 17 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Reghin au documentat activitatea infracțională a tânărului bănuit în cazul a două infracțiuni de furt comise pe raza municipiului. Dar din cercetările efectuate s-a stabilit că tânărul este suspect de comiterea altor 5 cauze penale de furt calificat, săvârșite atât în Reghin, cât și în localitățile Solovăstru și Gurghiu. Față de persoana în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, suspectul fiind reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.